Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Mânia și neiertarea. Să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte. Marcu 11, versetul 25. Când au fost întrebați care sunt emoțiile care contribuie cel mai mult la bolile fizice, mai mulți doctori eminenți au răspuns aproape la unison: mânia și neiertarea, deoarece de-a lungul timpului ele împrăștie toxine mortale în corp. Un medic chiar s-a exprimat plastic: nu ceea ce mănânci, ci ceea ce te mănâncă îți amenință sănătatea. Deci, atunci când cineva te rănește, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le faci. Întâi, să vorbești cu acea persoană. Există oare un moment potrivit, un loc potrivit și o modalitate potrivită pentru asta? Înainte să spui ceva, cere-i lui Dumnezeu să-ți călăuzească gândurile și vorbele. Apoi, spune ce ai pe inimă, pe un ton iubitor, scăzut și fără patimă ori judecată. După aceea, lasă restul în grija lui Dumnezeu. El se descurcă mai bine decât tine să schimbe lucrurile. Ce ar mai trebui să faci în al doilea rând? Nu te răzbuna. Când ești tentat să ataci verbal pe cineva, oprește-te și adu-ți aminte de prețul pe care l-a plătit Domnul Iisus pentru a lua păcatele pe care le faci. Când îl vezi pe cel ce ți-a greșit prin ochii lui Dumnezeu, vei putea ierta pe oricine. În al treilea rând, renunță. Câtă vreme rămâi fixat pe problemă, ea va continua să te rănească. Tu poți elibera pe cineva de vină, însă asta nu înseamnă că Dumnezeu l-a eliberat pe el de vină. Dumnezeu va avea grijă de acea persoană cum se cuvine și va obține rezultatul potrivit, ceea ce tu nu poți face. Și în al patrulea rând, roagă-L pe Dumnezeu să binecuvânteze acea persoană. Parcă te aud, vorbesc serios? Da! Domnul Iisus a spus: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Am citit versetele 27 și 28 din Luca 6. Când Domnul Iisus îți spune să faci ceva, El îți dă și harul necesar pentru a face acel lucru.